A fost mușcat de o viperă, căruia i-am administrat serul antiviperin, chiar aici eu m-am ocupat de această treabă, după care a fost reținut spre internare pentru eventualele probleme dacă apăreau. Temperaturile crescute din ultimele zile au făcut ca și vipera cu corn, foarte prezentă în multe zone ale județului Mehedin, să-și facă simțită prezența în zone frecventate sau chiar locuite de oameni. În sud-vestul țării, arealul de răspândire este în zona masivelor din apropierea orașului Băile Herculane, în clisura Dunării, dar și în zona nordică a județului Mehedin. Iubitorii de drumeție spun că turiștii trebuie să fie foarte atenți la atacul acestor reptile extrem de veninoase. Anul acesta, surprinzător, am întâlnit viperele în locuri foarte ușor accesibile, în poteci, în fânețe, în locuri unde oricine putea, dacă nu era atent, să calce pe ele și în cazul acesta vipera atacă, de cele mai multe ori dacă este călcată. Altfel, vipera nu te atacă, dar doar dacă este provocată. Să meargă pe traseele marcate, care de cele mai multe ori sunt și bătătorite și astfel prezența oricărei specii de reptile este vizibilă, să aibă încălțăminte adecvată. Nu încurajăm absolut deloc practicarea turismului cu încălțări de genul papucilor sau sandalelor și, bineînțeles, atunci când se așează, să aibă grijă unde se așează, pentru că trăim într-o zonă de arie naturală protejată. Pentru că sunt foarte scumpe, prețul uneia fiind de 500 de euro, spitalele evită să facă achiziții de cantități mari de ser antiviperin. Mai ales că fiolele nu au un termen mare de valabilitate și prin expirare acestea se pierd. Spitalul județean din Drobeta, Turnu Severin, a avut 3 fiole de ser, dar cum una a fost administrată unui copil mușcat de deget de o viperă, au mai rămas doar 2. Mai avem 2 seruri în farmacia UPU-ului. În ultimele 2 săptămâni s-a prezentat un copil în vârstă de 14 ani cu o plagă mușcată la nivelul mâinii stângi, deget 2, la care s-a administrat acest ser conform protocolului de administrare. A fost trimis mai departe. Da, bineînțeles, pentru monitorizarea plăgii la Spitalul de Chirurgie Pediatrică Craiova. La spitalul din Orșova, conducerea a cumpărat 8 fiole, una fiind deja administrată. Serul trebuie injectat în maxim 2 ore de la mușcătură, altfel pacientul poate rămâne fără mână, picior sau mai rău poate deceda. Am avut 8 doze de antiviperin, o doză din fericire s-a folosit în bine pentru pacient și pacientul este în regulă, este acasă, nu a avut niciun efect nici advers al vaccinului și nici datorită mușcăturii al viperei cu corn și este în regulă. Mai avem 7 doze de antiviperin. Pot să spun că am vorbit și cu directorul direcției silvice Mehedinți și am informat că avem dotare pe. În timp ce în România o fiolă de ser antiviperin costă 3.000 de lei, în țara vecină Serbia, care încă mai producea serul, costul unei doze era de maxim 16 euro, la nivelul anului trecut. Și în județul Caraș-Severin, unde astăzi o persoană a fost mușcată de viperă, există doar 7 fiole de ser antiviperin.